Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi este duminică și pentru că este duminică și știu că vă plac haulurile, m-am gândit să vă răsfăț cu un nou haul. Voiam să vă zic, dacă ați văzut intro, că este modificat, să știți că m-am hotărât să mă țin de programul acesta. Eu postez de ceva timp la acest program, adică postez în fiecare marți, vineri și duminică, dar pentru că m-am ținut în ultima perioadă, m-am gândit să vi-l arăt și vouă și să știți și voi când o să primiți video nou de la mine. Astăzi vorbim despre parfumuri, despre parfumuri noi intrate în colecția mea și am primit recent un parfum de la Salvador Dalí. Mai aveam eu două în dulapul în care îmi pun parfumurile atunci când le cumpăr, să fac haul-uri pentru voi întâi și bineînțeles că le mai dau și eu așa din când în când un puf ca să am și ce să vă spun despre ele, dar ca de fiecare dată haul-urile sunt o prezentare a parfumurilor noi care sunt în colecția mea și haideți să începem cu cele trei parfumuri de la Salvador Dalí și în primul rând cu acest parfum care se numește Laguna și este parfumul pe care toată lumea îl iubește vara. Are o compoziție foarte bogată parfumul acesta, are și fructe, are și flori, are și ambră, și vanilie, și cocos și cea mai frumoasă sticlă pentru vară. Pe mine mă duce cu gândul sticla aceasta la un film care se numește Laguna, parcă așa se numea, o să vă pun pe ecran ceva să vedeți și voi la ce mă refer. La filmul acela mă duce cu gândul, cred că l-am văzut de vreo 3-4 ori, și am văzut la un moment dat și o continuare a acelui film, dar uitați-vă cât de frumoasă este sticluța, îmi dă un super vibe, mă gândesc deja la vacanță, vară cred că deja este, adică nu mă mai gândesc la vară că a venit deja și chiar am ieșit ieri afară, a fost foarte cald. Acum am și de ce să mă plâng, nu a mai fost frig, dar a fost foarte cald pentru că așa e la noi, ori e foarte frig, ori e foarte cald, că nu mai avem perioade din astea între sezoane în care să fie, nu știu, o vreme mai potrivită așa. Dar haideți să nu mai vorbim despre vreme, să vorbim despre Laguna și vă spuneam că este foarte bogat parfumul acesta, dar nu aș putea să zic că simt o amestecătură de toate acele note, de multe fructe, că e suculent, că e fructat, zemos, nu este așa. Cumva eu trec peste partea aceea fructată, pentru că mie mi se pare un parfum pudrățel, curățel, cu niște cocos, un pic aromatic, cel puțin în deschidere, eu când îl aplic pe piele, îl simt aromatic, adică deschiderea aceea fructată, ananasul și toate cele nu le simt. Îl simt puțin citric, poate lămâie, puțin aromatic și știu că se usucă, dar e frumos, e foarte frumos, e așa foarte curat, ușor. Sincer să fiu, mă așteptam la un parfum greu după notele pe care le-am văzut, mă așteptam să fie un parfum prea dulce, prea cald, prea, pentru că are toate notele din lume adunate aici și cred că luate din alte parfumuri care au rămas simple. E frumos, e pudrățel, e un pic uscat, mi se pare. Se dezvoltă la un moment dat mai cremos, dar la modul cremos solemnos, poate de la santal și combinația cu cocos. Per total, este un parfum. Vă spuneam eu că nu avem cum să avem pretenții pentru că este un parfum foarte accesibil, ușor, de zi cu zi, de vacanță, de plajă, de ce vreți voi. Chiar este frumos parfumul acesta și are un preț super bun, super bun. Nu este foarte intens, cumva la nivelul pielii îl simt, dar este frumos. Este foarte frumos și mai ales pentru persoanele care nu preferă parfumuri prea puternice vara sau prea intense, chiar mi se pare super, super ok. Un parfum de zi cu zi perfect pentru vară. Este acest
laguna și unde mai pui, că sticla asta nu ai cum să o ratezi. Da, eu am varianta mică de 30 de ml și de aceea este transparentă, dar cred că varianta mare este mat. Este altfel sticla. Dar e foarte drăguț, foarte, foarte drăguț. Ok, haideți să trecem la următorul parfum de la Salvador Dali, care se numește Purple Light. Ei bine, nu știu dacă voi știați, eu am aflat recent, acest parfum este creat de Francis Curcean. Ei, în 2007. Ce spuneți de asta? Știați? Salvador Dali Purple Light, aici avem un parfum floral moscat light și verde. M-am dat cu el pe piele și chiar așa este, un parfum ușor, are și liliac, are frunze de bambus, floare de cireș și da, este un parfum potrivit pentru perioada caldă, primăvară, vară. Deschidere se simte, verde. Are și lemn de măslin. Nu știu exact cum se dezvoltă, dar chiar așa este mirosul. Se simte așa, mov. Exact așa cum este și stiloul acesta, care are 8 ml. Miroase a liliac, este curat. În deschidere este un pic verde. Și probabil că se usucă și el mai pudrățel așa. Știu că lemnul acela de măslin este ceva mai pudrat, este foarte plăcut, dar depinde cum este făcut în acesta. Este un parfum ușor, fresh, proaspăt, verde, pentru perioada mai caldă. Este frumușel și el, dar, haideți să trecem și la următorul, care este tot mov, dar acesta este Purple Lips. Și îmi place mai mult ăsta, chiar dacă nu este atât de light, chiar dacă nu este atât de proaspăt și nu este chiar pentru, nu știu, când este foarte cald, îl văd un parfum de primăvară, îl văd un parfum de seară și este destul de versatil, dar nu pe caniculă, asta vreau să zic, și nu când este foarte cald afară. Purple Lips. Avem așa, 50 de ml, Purple Lips Sensual, damn, e și un vibe așa mai seducător. Chiar nu știam că este sensual, însă știu că miroase extraordinar de bine. Purple Lips Sensual are ca și note coacăze negre, piper, violetă și frezie în deschidere. Avem în mijloc scorțișoară și o poponax, dar și orhidee de vanilie sau orhidee vanilată, miroase super bine. Și da, și acest parfum miroase a mov, dar într-un alt mod. Avem aici un parfum mai plin, mai condimentat, mai cald, mai seducător, după cum vă spuneam, și avem în bază patchouli, santal și ambră. Ei, acesta chiar îmi place foarte mult cum miroase. Îmi place mult de tot și dacă laguna este pentru perioada caldă, pe acesta îl văd primăvara de vreme, purtat seara și în perioada mai rece. Este un floral, lemnos, condimentat, cremos. Chiar îmi place foarte mult cum miroase, este și ceva mai dulce față de acesta, care este mult mai light, mai verde, mai proaspăt. Sunt două parfumuri care miros a mov, dar sunt și diferite în același timp. Acesta este și mai plin, mai intens, mai condimentat, mai dulce, mai cald, mai seducător, iar acesta este ceva mai light, ceva mai fresh pentru perioada mai caldă și cumva mai comun față de acesta, care chiar miroase foarte bine și îmi place mult cum se simte, mai ales când se usucă. Este și el pudrățel,
dar miroase bine. Chiar vă recomand să-l testați pe acesta și este mult mai intens. Nu știu cum stă cu persistența, dar o să-l testez și revin cu update-uri. Următorul parfum este cel mai frumos parfum verde pe care eu îl știu. Din păcate nu se mai găsește și este un verde în ghilimele, pentru că este total diferit de orice parfum am încercat până acum pentru perioada caldă. Se numește Italian Summer Fig și este de la The Body Shop. Este o variantă veche. Are ca și acorduri verde, fructat, lemnos și dulce. Și da, v-am zis că este un verde în ghilimele pentru că este foarte frumos. Este verde și dulce în același timp. Este lansat în 2015 și ia să vedem noi ce note are. În deschidere avem smochina, note verzi și frunze de viță de vie, ceva de genul. În mijloc avem note florale, șofran și trandafir, iar în bază avem stejar și ambră, lemn de stejar și ambră. Miroase foarte frumos parfumul acesta. Pe Fragrantica lumea spune că seamănă foarte bine cu Philosikos de la Diptyque și da, l-am auzit și pe acela care mă tenta anul trecut, l-am auzit descris de foarte multă lume. Dacă și acela miroase așa, am înțeles că ar fi copilul mai mic al lui Philosikos. Miroase extraordinar de bine. Este un parfum de vară. Este verde, dar nu prea verde, nu este ierbos. Are o nuanță de verde, așa cum este sticla. Foarte light, foarte dulceagă în același timp și un parfum deosebit este acesta. Deosebit și greu de descris, chiar m-a impresionat, nu mă gândeam. Este proaspăt, este, da, un parfum pentru vară, perfect pentru vară, care nu este citric, care nu are citrice, care nu are cedru. Că de obicei cam asta întâlnim. Este deosebit, este plăcut, cumva este foarte bine blenduit, pentru că nu pot să zic că simt ceva anume din această compoziție, pur și simplu are un miros care m-a impresionat. Foarte frumos este. Nu vreau să insist cu el pentru că știu că nu se mai găsește. Despre persistență nu știu. Nu este cel mai intens parfum, dar na, este pentru perioada caldă și o să-l reaplic. Este o cantitate mare, dar îmi place foarte mult mirosul. Foarte, foarte mult. Pur și simplu am întâlnit un miros pe care nu prea l-am mai întâlnit până acum. Acum sunt și mai curioasă să testez Philosikos de la Diptyque. Dacă l-ați testat voi pe Philosikos, să-mi spuneți și mie cum vi se pare. Următorul parfum este O ploaie de sare. Așa este denumirea acestui parfum în română. El se numește Pioggia Salata, nu știu cum se pronunță exact, iar casa este Il Profumo. Este un parfum lansat în 2009, creat de Silvana Casoli și haideți să vă zic ce note are. Avem alge marine, avem o frunză de violetă, în mijloc avem sare, leandru, pe mine mă duce cu gândul la Grecia parfumul acesta și mirosul lui, pitosporum, hibiscus, ilang ilang, trandafir, iar baza este una foarte interesantă și foarte diferită. Avem așa, eucalipt, frunză de palmier și crin. Foarte bine arată, deschiderea lui este una ca o ploaie de sare, exact așa, și nu este ca și un val, totuși este o ploaie de sare care cade pe niște frunze din astea exotice, pe niște plante din astea exotice, pe frunzele unui palmier. Foarte bine miroase, foarte bine miroase.
În deschidere îmi amintește de un parfum de la Calvin Klein, pe care eu l-am dat din colecție pentru că se deschidea și cu piper negru și mult, și mie nu am putut să trec peste deschidere, dar cumva partea asta sărată mă duce cu gândul la acel parfum, dar nu mai știu cum se numește, Calvin Klein, o să vă scriu pe ecran. Da, este sărat, dar este un parfum cameleonic, un parfum foarte interesant, un parfum complex, se deschide cu notele astea sărate și cumva parcă însumează toate activitățile pe care poți să le faci vara. Ca te duce cu gândul la o ploaie de vară, te duce cu gândul la valurile mării, la briza mării, la alge, dar și la flori tropicale te duce, devine foarte armonios parfumul acesta și la un moment dat chiar te întrebi ce parfum ai folosit, pentru că se dezvoltă treptat și din ce în ce mai diferit de bază. Se îndepărtează foarte mult de deschidere, pardon, foarte mult se îndepărtează. Nu în modul rău, pentru că nu pot să zic că chiar mi se pare un parfum blenduit bine, dar cumva baza este total diferită de deschidere. Trec toate aceste note sărate, cumva treci prin toate aceste faze ale lui și te duci într-o zonă, este și aromatic parfumul, dar te duce într-o zonă foarte armonioasă, pudrată, plăcută, de relaxare. Nu știu cum să vă descriu, dar este perfect pentru perioada caldă și pot să vă zic că are o persistență foarte bună și o intensitate mare. Un parfum bun, 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 bun. Piogea Salata. Și trecem la cel mai prințesistic parfum din acest clip și este vorba despre Gran Ballo de la Sergio Casamorati. Avem așa, cred că știți, multe dintre voi cu siguranță l-ați testat sau l-aveți în colecție. Avem ca și note caprifoi, caramel, gardenie, vanilie, iasomie și ambră. Și vă spuneam eu că este cel mai prințesistic parfum pentru că îmi place foarte mult și se potrivește foarte, foarte, foarte bine cu zona care îmi place mie cel mai mult acum, zona parfumistică. Este pudrat, este dulce, este gurmand, este floral, este plăcut. Eu l-am mai testat la un moment dat, cred că anul trecut l-am testat, a avut Mihaela un decant și nu pot să zic, nici nu mai țin minte, dar nu cred că l-am mirosit prea bine. Oricum, când ne întâlnim noi testăm 100 de parfumuri odată și nu pot să zic că mi-l amintesc de atunci. Dar ce am descoperit eu acum în această sticlă, l-am luat la un schimb pe acesta, de aceea nici nu este întreg, dar îmi ajunge. Îmi place foarte mult parfumul, v-am zis, este pudrat, este dulce, este gurmand, este foarte girly, foarte girly. Da. Foarte frumos parfumul acesta, chiar vreau să-l port în perioada următoare. Mi se pare și el unul versatil, care miroase a roz. Foarte frumos și foarte frumoasă sticla. Da, a intrat și el în colecția mea. Următorul parfumel este de la Atelier Colon, este Sud Magnolia și mie îmi plac foarte mult parfumurile de la Atelier Colon. Nu am niciunul în colecția mea până acum, o sticlă full size, dar o să-mi iau la un moment dat. Acesta este Sud Magnolia, venea într-un set așa, pentru layering și mai avea Cedra Atlas în cutie, dar eu l-am doar pe acesta. Bineînțeles că se poate face layering și cu parfumurile de la Jo Malone și ele sunt făcute la modul ăsta și cu cele de la Atelier Colon. Ce-mi place mie la parfumurile acestea că sunt foarte naturale și sunt foarte bune pentru vară, foarte plăcute, efervescente. Acesta are în deschidere pomelo, portocală, amăruie și coacăze negre. În mijloc are magnolie, trandafir și șofran
și în bază avem mosc, cedru de atlas și lemn de santal. Și da, dacă are față de alte parfumuri cu portocală amăruie, acesta chiar are o deschidere amăruie. Nu este o deschidere efervescentă, nu este o deschidere suculentă, acesta este cu o deschidere citrică, verde și amară. Nu pot să zic că mă dă pe spate parfumul acesta, nu pot să zic că mi-aș lua o sticlă full size, dar să știți că se dezvoltă foarte frumos. Trece deschiderea asta amară, începe să se simte, să se simtă magnolia, florile și la un moment dat știu că mi-a plăcut, l-am testat de mult, o să revin cu impresii, o să vă mai spun despre el, dar așa ca și o primă impresie, nu mi l-aș cumpăra pe acesta full size. Și ultimul parfumel despre care vorbim astăzi este Bulgari Omnia, el se numește Omnia Cristalin. Și parfumul acesta este genul care te duce cu gândul la o nuntă în aer liber, o nuntă pe plajă, nu știu, mă duce cu gândul la o mireasă. Este foarte frumos, este un parfum cu bambus și pară în deschidere. În mijloc avem lotus, ceai și casia, frunza aceea, și în bază are mosc, lemn de guaiac și lichen. Acesta este un parfum pe care eu o să-l port în perioada următoare pentru că îmi place foarte mult și îmi place mai mult decât îmi plac alte parfumuri cu ceai sau cu bambus, cu ceva verde. Acesta îmi place mai mult decât altele. Este un parfum care se deschide așa mai proaspăt, verde, apos cumva și la un moment dat devine moscat, curat și foarte confortabil așa, foarte feminin. Îmi place mult cum miroase parfumul acesta și o să-l port în perioada următoare. Acestea au fost parfumurile despre care am vrut să vorbesc cu voi astăzi. O să revin asupra lor în clipurile mele viitoare, în parfumurile săptămânii, pentru că acolo le și port, sau în favorite, sau în dezamăgiri, sau ne vedem pe undeva cu siguranță cu ele. O să le port și o să revin asupra lor la un moment dat. Dacă aveți întrebări, puteți să mi le lăsați în comentarii, dacă vreți să îmi spuneți și voi ce ați testat dintre aceste parfumuri și ce vă place foarte mult sau ce nu vă place din ce v-am prezentat eu astăzi, pentru că nu este cu supărare, chiar sunt de părere că fiecare are părerile lui și nu trebuie să ne supărăm unii pe alții pentru că suntem diferiți, ceea ce este un lucru bun. Eu vă doresc o zi frumoasă în continuare, vă doresc o săptămână minunată, ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!